Salut și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi vom face antrenament calistenic pentru spate și o să începem cu izometrie. Aici îți intră foarte bine și activezi foarte bine musculatura spatelui. Și o să facem diferite prize. Dacă poți rezista între 20 și 45 de secunde sau și mai mult, cu atât mai bine. Ideea acum să poți face o conexiune cât mai bună cu musculatura spatelui. Și de aici poți porni, încerc să ții spatele cât mai încordat, cât poți, de mult. Și acum variez alte prize, priza apropiată, supinație. Ideea să fii cu gândul acolo, să transmiți, să poți avea o conexiune cât mai bună cu musculatura spatelui. Încerc să menții, chiar dacă îți tremură brațele sau asta, încerc să ții cât poți tu de mult. Nu uita de respirație, care te ajută foarte mult și are un rol foarte bun pentru a rezista mai mult. Încerc să nu-ți muncești. Când mai poți, mai cobori din izometrie. Așa, o să am și alte priză. O să am și altă priză, doar că o să dau pe rapid, să nu stăm acum. Deja ați înțeles ideea, schimbați unghiurile. Și o să trecem să vedeți următoarele exerciții, care nu am mai făcut voiceover și o să vedeți în partea ce urmează. Salut! Bine venit pe canalul meu! Azi vă face spate. Am început deja cu izometria, am filmat, dar era o lume prin jur și nu prea sunt confortabil să vorbesc la cameră când mai sunt persoane în jurul meu. Am făcut izometrie la început, o să fac un voiceover și acum o să încep cu tracțiuni. Da? La bara dreaptă și o să încerc diferite prize. Prima dată priza depărtată. Ce mai important la tracțiuni să transmiți, știi, să fii cât mai conectat acolo, da? Ca și cum vrei să duci coatele în spate, da? Pieptul cât mai în față, să te lași cât mai ușor pe negativ, să acționezi cât mai mult neuro, da? Să fii acolo cu gândul să poți să încordezi deja spatele, să-l ai deja încordat. Da, cred că o să fac mai mult voiceover ca să nu mă întrerup. O să vă arăt și celelalte prize. Important să faci cât mai multe prize, da? Depărtat, apropiat. Da, o să vă arăt și o să fac voiceover după, da? Bine, spor. Acum priza depărtată. Acum o să iau priza apropiată. Număr de repetări între 12, 15, 10 repetări. Cu cât la sfârșit, cât ești mai obosit, faci mai multe pauze și mai puține repetări. Pauza ar trebui să fie maxim un minut, între 45-50 de secunde. Dar dacă te simți că nu ești refăcut sau pulsul este tare, poți să-i pauză mai mare. Bun. Ia să vedem. Ia să schimb. Ca să mai pierd energie cu... Așa, cu ridicatul. Acum o să fac supinație, priza asta,
întotdeauna, cât mai controlat. Dacă vrei să engage, să iei mai mulți mușchi, faci cursa, da, mai mică, ca și cum, să-l ții în tensiune continuu. Am ales o bară mai joasă ca să nu pierd foarte multă energie cu schimbatul în aer, adică să nu am picioarele în aer, să fie cât mai aproape, să mă concentrez foarte mult doar pe ridicat și coborât. E bine să variez prizile, da, acum o să încerc una interior și cealaltă, una interior și cealaltă în exterior. Da? Și încerc să folosesc mai mult un braț. La exercițiile de spate o să fac și biceps la sfârșit. Bicepsul deja este încordat sau lucrează deja la exercițiile de spate. Bun. Deja când bicepsul e obosit, au de suferit și tracțiunile, nu mai tragi la fel de tare. Cea mai multă energie, dacă încep cu izometrie, adică să minții acolo între 20 și 40 de secunde, acolo poți să activezi foarte bine musculatura spatelui. În izometrie, da, să faci o conexiune cât mai bună cu musculatura spatelui. Nu știu dacă mă auziți, dar e bine să încep cu izometrie. Totdeauna menții acolo și încerci să faci o conexiune cât mai bine cu musculatura spatele acolo, să faci, apoi să faci tracțiuni, da? Planul vertical are cel mai greu, să-ți ridici propria greutate. Bun. Mai bine la început să faci un exercițiu de explozie, da? La fel și ca la exercițiile de piept, unde majoritatea îți împinzi flotări în diferite unghiuri, ca și la spate. Bun. Deja simt dorsale. Totdeauna când obosești, dar nu mai poți să-ți ridici pe cadou, găsești un unghi mai jos, da? Aici am noroc, o să trec și la planul orizontal, ca să intre mai mult dorsalul, partea laterală. Acolo o să lucrez și bicepsul,
Acum mai schimbăm prizele. Să vedem noi. Așa. E o priză foarte largă. Da. La sală de obicei cam aici, dar aici era deja aici. Da, suntem deja acum intre spatele. Aici e foarte bine că ai o varietate de prize. Cea mai bună aici, supinație și apropiate. Îți intră și bicepsul, te mai ajută și bicepsul. Copii pe aici, țipă, urlă. Deja simt spatele. Asta spuneam că pierd energie când trebuie să mă așez. A, da, uite că mai am o priză aici. Ok. Așa. Deja folosesc momentul, dar încerc măcar pe coborâre să o pun rezistență. Și n-am foarte mult timp și deja simt spatele, mai ales partea laterală, foarte încordată.
Are și mușchi. Și bicepsul a intrat. Și o să fie thumbnail-ul. Să mă îmbrac. Nu așa cald. Mai pun pauză, revin după. Un exercițiu bun și pentru trapez. Să stai atârnat, da? Și încerci să ridici centura scapulară. Din atârnat este bine că mai lucrezi și la mobilitatea umărului sau dacă ai probleme, da, cu umărul. Mai pun pauză, mai fac economie la minute, să nu fie prea lung clipul. Da, deci din atârnat e bine chiar la început să faci exercițiul ăsta, ca să-și încălzești centura scapulară și e bine și pentru trapez. Trapezul funcționează foarte mult, cam așa e trapezul pe spate, exact în ritmul ăsta. Acoperi gen coloana, coboară pe umăr și pe, dacă nu țintă, cred că cu gantele țintă foarte bine. Dar mișcarea să nu faci din umeri, ci din omoplați, ca să poți să-ți intre mai bine trapezul. Bun, acum o să ne mutăm plan orizontal. Da? Și avem aici o variantă. Aba! Inspire, expire. Așa, nu știu dacă o să mă auziți. Da, intră și umerii posteriori, care ajută și la dezvoltarea spatelui. Am făcut priza cât mai depărtată. Acum o să încep priza supinație. Ia să vedem. Bun. Am dus brațele la o leacuțere pe lângă corp. La fel intră marele dorsal. Da. Mult mai bine afară, mult mai oxigenat față de sală. Exercițiile astea le fac și în sală, gen la bara aia culisantă. Nu știu cum se numește, unde poți face și genoflexiuni și piept. Eu acolo fac exerciții de spate. Pun bara mai jos. Genul cum e asta. Sau dacă aveți TRX, e foarte bun.
țineți de o bară. Bun, tot aici te face la fel pentru plan orizontal. Ce e important, da? Totdeauna să, dacă poți să activezi, adică să stai cu spatele încordat, asta înseamnă că transmiți neurotransmițătorii, adică să ai o conexiune cât mai bine cu mușchii tăi. Dacă poți să ai o conexiune cât mai bună cu musculatura spatelei, poți să dezvolți spatele mult mai ușor decât să adaugi greutate. Adică să adaugi doar stimul din exterior. Dacă ai stimulul din interior, dezvolți mult mai bine musculatura spate și a oricărui mușchi dacă ai o conexiune bună cu el. Acum din nou am făcut priza, da, depărtată. Se spune pentru că orice grupă de mușchi, un minim, ar fi 5 serii și aici depinde de numărul de repetări la care ești disponibil sau la care ai rezistență, între 12-15. Poți să faci și 8 repetări, dar repet, dacă ești cât mai concentrat acolo și simți musculatura și nu ești cu gândul în altă parte, poți din 6 repetări să scoți maximul din mușchi. Nu ai nevoie să adaugi greutate în plus. Doar depinde, dar acum poți să intri pe forță, poți să pui, să atașezi greutăți la picioare, gantere. Cel mai bine e să ai o pauză cât mai activă, adică să mergi sau să faci exerciții de mobilitate dacă vrei să ai nevoie de o pauză mai lungă. Mers, nu stai jos sau telefonezi sau stai pe telefon. Să fii cât mai activ și în pauză, așa te ajută să consumi și mai multe calorii și este mai ok și cu respirația. Bun, să trecem din nou aici. Dacă aveți în parc sau să aveți inele, un exercițiu foarte bun pentru spate, că puteți face cursa, da, prin rotație, da, și poți să angrenezi mult mai bine musculatura spatelui. Dar de obicei unde fac nu sunt cu inele, cu TRX, doar cu bara și
repede, dacă ai o conexiune cât mai bună, să vă arăt aici și cu inelele. Intră foarte bine spatele, doar că brațele mele sunt foarte obosite. O să termin cu biceps și după aia niște flotări la paralele și cam gata antrenamentul de astăzi, că simt că l-am solicitat de ajuns. Na, am și un bebe mic, după aia trebuie să stau cu el, da, și nu-mi dau 100%. Am nevoie să mă refac pentru a crește și pentru a mă simți bine. Hai, terminăm cu biceps. Încet. Așa. Mai am o serie. Ah, se mai rău bicepsul. Nu pot să parte încă o dată. Am o serie. Hai, Răzvan, ultima și ai terminat. Na, în antrenament nu trebuie să dureze 2 ore. Undeva maxim o oră, tot cu încălzire. Încălzire foarte bine pe articulații. Mai una, deja bicepsul încordat. Oricum, la exercițiile de spate, tracțiuni orizontale, mai ales cele verticale, deja bicepsul îți este încă încălzit. Mega încălzit. Hai, ultima. Plecăm. Bine să faci stretching după, să-l întinzi. Și am zis că terminăm cu flotări la paralele, da? Hai să vedem. Flotări la paralele pentru piept și triceps. Trebuie să facem niște abdomene. Facem niște abdomene scurte. Foarte bine. Cu filmatul cu asta durează mai mult. Sau așa cred. Hai să facem niște abdomene. Cel mai bun abdomene, eu cred că sunt din alternat sau din plan orizontal. Dar să ții abdomenul strâns tot timpul. Hai să mă dezbrac.
nu-i nimeni. Ideea că la toate exercițiile greutatea corpului trebuie să ții și abdomenul strâns. Și oblici, totdeauna vrei să activezi bine musculatura abdominală, trebuie să ții strâns ca și cum ai primi o minge de fotbal sau de basket în abdomen. Adică să știi că tot timpul ar trebui să vină o minge în abdomen, da? Și trebuie să cât stai cu abdomenul strâns, apoi doar faci contracții. Mai avem o serie. Trebuie să faci multe serii dacă ți obosesc brațele sau picioarele. Trebuie să simți abdomenul. Oricum, acum brațele mele sunt deja obosite. E bine să fac dintr-un alt plan, dar e umed și planul înclinat. Dacă se vede, ups, sunt aplouat, nu pot să fac planul înclinat, că este udă banca, da? Bun, mai facem o serie de abdomeni și am terminat spatele, biceps, trapezul și abdomenul. Antebrațul, nu mai putea să țin cauza antebrațului. La fel, exercițiu greutatea corpului, deși îmi place, am lucrat foarte mult cu aparatele, doar că am optat pentru exerciții cu greutatea corpului, că nu mai aveam timp să stau câte serii mai, câte astea, că e aparatul ocupat. Totdeauna găsești o bară sau ceva care să te ridici. Mai ales cum e în parc, bine că avem și la noi, s-a făcut, da? Și un bătător, îți iei un prosop. Deci, dacă ți-a plăcut, dă-mi un like, un share, deschide un subiect cu exercițiile greutatea corpului. Eu urmăresc mult pe cei din afară care se antrenează în parcuri, cei din New York, cei de culoare, ca zic. Și sunt foarte dezvoltat, sunt foarte shredded, ca să zic termenul, da? Sunt foarte definiți, ăsta era, sunt foarte definiți și am de ce să-l încerc. Timpul, acum că am un bebe mic, trebuie să mă antrenez eficient, scurt, da? Și cât mai intens. Dacă ți-a plăcut, un like, share și ne vedem data viitoare. Pa!